Avem un fenomen clasic, practic cel puțin european, dacă nu global. Tendința este generalizată, spunem noi, atât la nivel european, și datele acestea arată, că și la nivel global. Dacă ne consolează cu ceva, într-adevăr, România nu mai este pe locul 1 la inflație în Uniunea Europeană. Avem vreo 7-8 țări înaintea noastră, inclusiv țări din zona euro. Nu mă refer numai la țările baltice, toate au o inflație semnificativ mai mare decât România, dar e vorba și de Cehia, în mod curios Olanda, nici de Germania, vestită pentru fobia pe care o au la inflație, nu stă mult mai bine. În general, intervenția statului într-o economie de piață are multe semne de întrebare. Dacă nu ești cu războiul la poartă, cu un șoc energetic de o asemenea amploare, iarăși cred că discuțiile devin mai mult sau mai puțin teoretice.